acasă ceea ce v-am trimis eu. Dar ce mi-ați trimis? Declarațiile de azi dimineața ale lui Dodon sau ce? Și declarațiile lui Dodon de azi dimineață și al lui Putin, care el se dă că ia ca prietenul lui. Și mai înainte v-am trimis eu dumneavoastră, în care el vorbește de conducere, despre credință. Hai, vedeți, găsiți acolo. Doamnă, dar nu vă pare... Nu vă pare că îi acordăm prea multă atenție cavernicului ăsta? El asta și așteaptă, el vrea să fie comentat, criticat. Dar cum așa, domnule, stați o leacă, nu v-a felicitat dumneavoastră să aveți 11 ani de când ați creat Hyde Park. Hyde Park este și Curaj TV și dumneavoastră, într-adevăr, promovați drept respectarea drepturilor omului. Cum se consideră instigarea la violență, la acțiuni violente? Cum așa el spune că, zici că, el spune că voi veți fi taxați, voi o să o primiți. Dar nu se referă la noi, la societatea civilă, se referă la politicieni de opoziție. Dar ia uitați-vă, susținători câți au. Eu mă uitam de una, cineva filma pe piața în Chișinău. Filma o doamnă. Pare mi se dacă nu greșesc, Marie Ularu. Filma în loc public. Și cât s-au oprit, și cât s-au înjurau, și cât o numeau și avța. Și acolo cine erau sâmbătă? Haideți, domnul Bregă. Dar chiar și dacă și politicianii astea s-au mai văzut, sau în toate țările, câte televizoare, câte emisiuni am văzut eu, sau de când eu sunt la vârsta mea, n-am văzut nici pe unul, nici un președinte să iasă în față și el să amenințe. Dumneavoastră ați văzut vreunul? Eu am fost... Putin amenința cu macit sartire. Păi și uitați-vă el ce spune, cu un prieten de-al lui îi spune că dacă lupta e inevitabilă, apoi dă-i mod tu primul. Dar eu știți undeva am citit încă păi prietenul de-a lui fiind tot Putin. Păi, dar uitați-vă că eu v-am trimit astăzi anume ce ești ce spune el, că inevitabilă. Dacă bătaie e inevitabilă, apsai tu primul la bătaie, da. Da, o să primiți direct. Și-mi pare că și asta tot Putin a spus. Dar păi, el lui, vedeți? Dar el nu se rușinează, lui, el taman se bucură dacă îl compari cu Putin. El taman așa imagine vrea să aibă. Putin, Lukashenko, pentru că alegătorii lui sunt din ăștia care îl admiră, idolatrizează și pe Putin. El de-atâta vrea să seamene cu Putin, ca să-l voteze în continuare. Domnul Brega, închideți, vă rog, camera și atunci am să sun sau vreau să am scriu în altă parte, pentru că nu-i normal. Dar asta cum? Hai să-l susținem, hai nimeni să nu zică nimic. Eu cred că trebuie adresat la instanțe superioare, că este un conducător de stat. Instanță superioare președintului țării nu există. Curtea Constituțională, doar da, ce ai văzut, că n-are cine să o sesizeze. Și ce ar putea să sesizeze? Adică de ce Dodon amenință opoziția? Dar nu opoziția, dar acolo la opoziție sunt și cetățeni. Bine, eu tot timpul mă strădui să aplanez o situație. Cum tu, fiind un președinte al statului, din contra să aplanezi situația asta? El mai tare o agravează. El a promis... El a promis că o să fie președintele tuturor, dar nu prea este. Acum o să aveți ocazia, iată, pe 1 noiembrie să votați contra lui și să-i tăieți elanul. Că am înțeles că el ieri o propus și azi deja Partidul Socialist o și generat proiect de lege. Dar asta era scrisă de sâmbătă, de vineri cred că era scrisă hârtia asta. Iar m-au pus-o acolo, eu dat-o și-o citit-o. Că nu a făcut-o acum. Eu știu, undeva tot am mai auzit că și-o citați, că undeva am găsit-o eu pe internet. На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти. Și asta tot merge, pentru că cum tu să fii, cine din... Idiotul ăsta a fost votat de jumătate din populația Moldovei și jumătate din populația Moldovei îl admiră și acum. Și idiot și sfolos, pentru că toate acestea vorbe sunt luate de la cetățeni. Nu i le-am spus eu. Dar, adică dacă el a fost sâmbătă, duminică a fost la biserică. Nu dăm vof, Doamne, sâmbătă. Duminică el a fost la biserică. Care-i credința ta? Și te învață biserica la urma urmei pe tine, Dodon? A fost el acasă. M-am să-i spus cum să vorbească. L-a atenționat? Dar la alți oameni le interzis să meargă la biserică și pe bună dreptate, pentru că e periculos. Dar uitați-vă la Durlești, oamenii au insistat, s-au dus ca Dodon la biserică și acum e carantină în toate bisericile din Durlești, pentru că s-au infectat o grămadă de oameni. O ignorat și au spus oamenii de știință, după modelul Dodon. Domnule, eu am sunat de atâta că sunt indignată, pentru că el instigă la ură, la violență, el își află mușchii
și mutra și e grasă și cu privire împiorătoare, că vă dați seama, dacă lumea și de acolo, de sâmbătă, toți duminică, care era revoltată, dacă începea acolo o gâlceavă mai mare, cine avea să oprească? Deși dumneavoastră nu vreți ca noi să atenționăm cetățenii prin acest strigăt al meu, să ne unim toate mamele, să ne unim mai multe femei care să sunăm, să batem, să spunem că nu e normal, chiar și o mamă, eu să ne aud copilul meu, dați-mi voie să vă spun, ce vreți eu să să ne aud bateți? Că copilul. bătaia e ruptă Nu, din nu, rai nu, doar să în batem mama. ideologie creștină, dar e Nu, să interzisă batem. prin codul penal și cel contravențional. Deci să batem prin toate ușile, să batem în masă, eu asta am vrut a zice, asta am vrut a spune. Cum asta eu să aud copilul meu fiind într-o bine sfie și un conducător de al unei brigăți, ca el așa ia să spună. Oameni buni, dar nu-i normal, e în fruntea țării și să aude lumea atât, așa instigare, așa acțiuni de violență. Cine poate susține? Uitați-vă, eu m-am uitat la postarea asta a lui, nu de mult era 1634, acum sunt 1902, încă dar prea mult trebuie să fie, cred că vreo 2000 de comentarii și din care 610 arată că zvo, 691 atunci era furie, 450 zâmbărie, să râd, și 85 sunt admiratoare inimioare și 35 tristețe. Cum v-am spus, jumate de populație încă îl admiră. Să vedem ce o să voteze la toamnă, pe 1 noiembrie. Sau în turul 2. Sper să nu-l voteze chiar din primul tur, tot pe Dodic. Domnule, haideți să ne axăm, vă zic eu, dacă dumneavoastră publicați ceea ce v-am trimis eu despre credință, era o citată sau un moto, care Dodon nu are nici credință și nici nu poate să conducă, nu cineva să-mi spun nici să mă duc eu să conduc, dar sunt și femei cu mână de fier. Sunt și bărbați, poate mai deștepți ca dânsul. Dar unde s-au văzut? De svolăci, ce-i svolăci? Uitați-vă, și s-a mai constatat acum aia că el e și vânător. Da, unde eu vă spun eu, de azi dimineață nu pot găsi locul. Nu pot găsi loc, pentru că mergeam la acele cursuri de dezvoltare personală, eu am văzut asta, trebuie lupta asta, nu luptă ca fizic, luptă directă, dar noi trebuie să vorbim, trebuie să, vă zic, să ne adunăm un grup de mame, să sunăm, să scriem, să o găsim pe mama ei, pe mama dumnealui, să vorbim cu dumneai, să o întrebăm, ia la uite cum ea cheamă cetățenii la violență. Ia, uite cum el spune, cum vorbește, dacă mama te-a învățat limba română și vorbește o limbă rusă și încă și stâlșit. Dar câte fraze numai eu am prins din vocabularul lui pațan, da, asta e pațan, dar nici pe pațanschi nu-i mai băieti. Dar normal așa să vorbești tu. Dar cine vorbești că bit pierdă, mă, spune el că dacă nu e lupta, dă-i, cine vorbești așa cu acțiunile astea? Nu bandiță, nu tălhari. Nu, cum poți tu să-ți înstii cetățenii? Cui? Cine să pălească? Și cum să pălească? Dar alege un vocabular, alege un cuvânt mai potrivit. Dar nu vor, și de vânător, și de pielea ursului. Dar pe cine noi la urma urmei îl plătim? Pe cine noi îl ținem acolo în fruntea țării? Decât pe un mincinos, pe un svolăci, că el se laudă, că el e svolăci. Nu s-a mai văzut așa ceva. Eu vă zic, eu am să mai departe, am să scriu, am să sun. Să într-adevăr, mă chem toate mamele, chem multe mame, să mă găsească pe mine pe Facebook, să facem un protest video, un protest vocal, un protest să scriem, să semnăm. Să audă și mama lui, care spune că Igor, așa meu face bine pentru cetățeni, pune ce este voce acolo. Că de bine face. Dacă asta ia-i bine eu ca mamă și alte mame care mă aud, să uitați-vă în toate postările, toate comentariile astea, spun, dar de ce n-ai murit cu mata, odată la naștere? Sau îi spune că ești căzut din leagăn, că te-a făcut în palmă și te-a trântit de gard. Oare mamă, să citești bine sau nu? Știați să ne asebeți, spuneți că el este el către politicieni? Păi este lumea trează care judică, este lumea cu coloană verticală sănătoasă. Dar nici limbajul ăsta dumneavoastră nu cred că e tare bun și civilizat. Dar am ajuns și eu la limit, domnul Oleg. Eu tot timpul am gândit că am încercat să vorbesc așa, dar eu vorbile astea le spun de la Dumnezeu. El spune că e svolăci, nu eu. Nu i-am spus eu că e svolăci, eu tot timpul îi spun că e tovarăș Dodon. Deci el trebuie să-l aude. Când el de la televizor, el văd că e la televizor și nu spune că eu sunt un om, dar dovedește să nu fie ce aici faci tu. Haideți, acuzați-mă și pe mine. Dar de ce civilizat? Uitați-vă câte comentarii sunt pe Facebook.
Oamenii sunt nervoși. Serenitate. Oamenii sunt nervoși și el dacă coboară, președintele dacă coboară ștacheta discursului public, oamenii cred că așa trebuie vorbit, cu amenințări, cu înjurături, cu fătat măta și tot așa, dar nu e un limbaj civilizat, poate noi ar trebui să facem altfel. Dar pașlivul bani, e normal așa, domnul Oleg? Nu, păi de asta și. Zic, deci ar trebui măcar noi să fim mai deșteți, mai civilizați decât el. Nu, dar ce am spus eu acum aia de așa, de vulgarionă? Ok. Noi trebuie să ieșim de acum din casă și cu mască și cu cască. Că de unde eu știu, cineva o să citească, dar eu am comentat tot timpul civilizat. Da, am scris acum la unde la TVO că într-adevăr e scârbos așa vorbă. Și sunt deja vreo 30 de aprecieri. Dar nu e normal să vorbești, să chem tu cetățenii. Dar mie fi rușine eu să-mi văd copilul meu acolo. Chem toate mamele, chem toate mamele care își doresc ca să fie stopată chemarea asta la acțiuni violente a lui Dodon, să ne unim și să ne adresăm dumneei prin mesaj video și voce. Asta vreau să o fac. De atât ce v-am sunat dumneavoastră. Am înțeles, am notat. Deci, să ne audă mama lui Dodon. Așa sau cealaltă, Galină, da. Soția lui. Am înțeles. Și dacă și ea e soție, și adică el spune că a învățat-o un prieten, vii pe urmă, dar odată spune că o să o primiți. Că pașli în baniu, că, dar câte, numai câte, de ce dumneavoastră cătați mai vinovățesc pe mine? Pentru că nu cred că trebuie răspuns cu limbaj vulgar la limbaj vulgar, cu ilegalitate la ilegalitate. Sunt de acord, eu nu i-am spus vorba din gura mea. Am spus ceea ce am auzit că el se numește și încă o dată să nu mă repet. Dar să nu mai repetăm. Mulțumesc pentru intervenție. O zi bună.